de ei, nu? Cât de frumoasă a fost femeia asta. Și e suficient. Aia era frumoasă de mimă. Da? Nu e pe gustul tău, mă rog. Dar era o femeie frumoasă. Da, și te gândești la frumusețe. Ce-a fost acolo? Important e să nu pierzi frumusețea din capul tău, să nu dispară din cauza celorlalte lucruri. Mizeria poate să fie atât de mare încât să-ți distrugă și partea aia mișto din tine, drăguță, care ar trebui să rămână acolo, permanent. Nu poți, dar... poți. Da, și textele cu cât sunt mai dure, Ionel scrie mult mai dur decât mine, cu cât sunt mai dure te fac să te întorci spre frumos. Pentru că arătându-ți partea asta, mulți zic, domne, scrieți așa pentru că vă place. Nu ne place. Noi scriem așa tocmai pentru a arăta urâtul și oamenii a se rupe de el. A zice, domne, nu-mi place asta. Ce văd acolo? Uite, băiatul ăsta îmi spune un lucru și mai urât decât atât. Nu-mi place, vreau să mă schimb. Ionel, asta facem. E un fel de catarsis, urâtul pe care noi îl arătăm. E un fel de a schimba starea omului, văzându-l și arătându-l. Îi arăți cu degetul urâtul pentru a zice, domne, trebuie să fiu în altă parte. Nu, nu e așa. N-am dreptate. Trebuie să nu fiu acolo, în zona aia urâtă. Pentru că lumea nu e numai așa, nu? Lumea e frumoasă, nu? În esență, nu e urâtă. Nu? Băi, nu știu, la un moment dat a ales să vorbească cu mine și de atunci... Păi și... O prindă pe mine la telefon?